Ia uite-l. În teste, în probe, doamnelor și domnilor, primul Opel Astra electric nu are nicio țeavă, scrie Astra E pe el, scrie acolo jos în dreapta Astra electric. Nu e plug-in hybrid pentru că nu are două porturi de încărcare și nu are țeavă. Este Opel Astra full electric în probe. Ia uite-l. Prima dată l-ați văzut aici la mașini cu Luci Popa. Interesant este că i-au pus sigla de electric, adică nu puteau să nu-i pună sigla asta de electric și să rămână secret. Dar n-au vrut. Au vrut ei să-l arate. O să încerc să vă arăt și, deci se vede clar că n-are nicio țeavă de eșapament, are punte pe spate și vreau să văd, adică să vă arăt că are un singur port de încărcare pe partea dreaptă. Deci, mașina care apare la anul pe străzi în România în 2023. Deci are portul pe partea dreaptă, portul de încărcare e pe partea dreaptă și în față n-are absolut nimic. Opel Astra full electric. Hai să vedem dacă putem să-i arătăm și fața. Are grila închisă pe față, n-are nimic. În rest pare un Astra normal. Doar că are grila închisă în față. Ia să vedem grila mai bine, e plină. Ne-a depășit. O să aibă un motor electric de 156 de cai putere și bateria va fi de 50 de kWh inițial și după aceea va avea și una de 75. Ce ziceți? E o mașină demnă de luat în calcul? Un fel de ID3? Sau trebuia să facă o gamă separată pentru fix pentru mașina asta? Și al treilea stop de frână acolo sus, triunghiular, stopuri LED. Ce interesant este că merge destul de tare drăcia pe autostradă, adică ăștia nu se joacă bine, au drumuri de făcut Craiova București, îți dai seama. Cine zice că vloggerii nu muncesc, nu știe. Aseară am plecat de la București la, nu, de la Craiova la București cu Audi Q8 e-tron, luai Mustang-ul, veni la Craiova ca să filmez asta. O să vină și Mustang-ul pe canal, dar ia uite aici. Seria, hai Popa, laudă-te mai repede. Seria 8 Grand Coupe, de când voiam să prind una din asta, un G16. Am condus una în București de curând, dar n-am filmat-o. 18. Ce? E G16. Asta e G18. E G16. Hai, punem pariu. Punem pariu. Dai o pizza. Dau o pizza. Hai, uite-te și află de care. Păi, vrei să mă uit acum? Da. Bine, uite, de față cu tine, ia. Ia. Asta, da? Și acum G14, G15, G16. Ups. Dar stai, și asta cât e? Nu e G14? Nu, e 16. Bă, trebuie să-ți dau o pizza. Trebuie să dai o pizza. Așteaptă că îți dau. Bun, seria 8 Grand Coupe. Și pentru că trebuie să încurajăm... Ai o mașină japoneză de se aude așa, nu? Da, da, are motor de Ford. 1.6 de Ford. Ca să promovăm și noi business-urile locale, mașina asta a venit de la BKS din Craiova. Da? Ei comercializează costume și accesorii bărbătești 100% fabricate în România din 1997. Deci anul ăsta fac 26 de ani. Păi, pentru că o să te însori, am impresia. Mai am un an, doi și mă însor. Un an, doi și mă însor. De la ei iau. Bun, au magazin în centru vechi din 97, deci de aproape 26 de ani și mire, naș. Uite, tu poți să fii nașul la nunta mea. Nu pot să fiu naș. Sau poți să vii la botez când o să fie botezul. Orice costum le găsiți la BKS. Ai și ținute de birou și de business. Bine, nu sunt eu cel mai în măsură să port astfel de costume. Tu pare îmbrăcat din sucpi, dacă mă întreb pe mine. Nu, nu, nu. Dar dacă vreți ținute de oricare premium fabricate la noi în România, la BKS. Au și costume la Severin. Și de unde va fi mireasa mea? Popa, deci Popa chiar se însoară. Chiar mă însor. Da. Dar eu urmează să-mi iau mașină electrică. Deci toate linkurile au și pe site, o să vă las toate linkurile în descriere. Da? Și deci în Craiova, în centru vechi și în Severin, la Severin Shopping Center. Au și ei mall, da? Da. Deci vara asta, dacă aveți un eveniment și vă trebuie costum, BKS. BKS. Cu încredere. Producători locali. Bun. 840i X-Drive. Ia uite, G16-le, că deja ți-am zis că e 16. Mașina asta este un succesor al seriei 6. Așa este, e un seria 6. Cum a păcălit BMW să cumpărăm seria 8 în loc de seria 6? Și e mult mai scumpă, sau a fost mai scumpă decât seria 6. Dar... ia fi atent aici. Și este a doua generație, că a mai existat un seria 8 între 90 E31, și 99. Pe care l-am filmat eu pe alt canal.
Da. Nu pe ăla de tristă amintire, pe celălalt de tristă amintire la mine. De tristă neurmărire. Uite, fii atent aici. Deci 5 metri 100, e imensă pe mașina. Pe bune? Da. 5,08. Bă, dar chiar că e. Ampatamentul e aproape 3,1 metri, e cu 20 de centimetri mai lung decât seria 8-ul coupé. Știi, și cabriolet. Oh. Și o fază interesantă, Gran Coupé a avut alt designer față de restul. De-aia arată altfel. Dar la mașina asta, platforma care este? Este aceeași de la seria 3 până la seria 7, clar. Cluster Architecture, care are oțel, aluminiu și... fibra de carbon în caroserie. Exact. Și ar trebui să scrie, dar la asta nu scrie, Carbon Core, nu scrie. Dar are fibra de carbon în... Și la versiunile M, poți să-ți iei plafon din CFRP, plastic ranforsat cu fibra de carbon. Uite, Instagram costume BKS, pentru cine dorește. Și ia fii atent aici. Unde e antenuța de BMW la asta? Nu mai este. Nu mai este, știi de ce? E integrată în lunetă. E integrată în lunetă și în capacul portbagajului. Știi de ce au renunțat la antenuță? De ce? Pentru aerodinamică mică? Nu, pentru că au toate Daci de acum. Ce, antenuța de BMW? Da, așa este. Și coeficientul aerodinamic pentru ce mașină e? 0,29. Abia acum au început să vină și SUV-urile să... Apropo, fii atent. Vopsea mată Frozen Blue. Știu că nu e soarele și se vede un pic agri. Dar se potrivește cu atmosfera de astăzi. E cu 0,5, e pe 0,5. Se potrivește cu atmosfera de astăzi, dar cred că în soare s-ar vedea puțin albastru. Dar fii atent, textura la asta e mult, e diferită față de una lucioasă, știi? Pentru că n-are lacul ăla specific aderent și mașina și ca asta alunecă. Ia hai să vedem. După aia ne jucăm și pe la lumini. Bă, zi tu, nu poți să o folosești pe asta în loc de seria 7 pe post de... mașină de familie, 440 de litri. Păi, scopul unui Grand Coupé și în special unui coupé e să-ți faci familie sau să fugi de familie. Da, da, asta este coupé cu 4 uși. Și dacă nu mă înșel, ar trebui să aibă și geamuri duble, dar le are doar pe față, că am văzut eu mai... Uite mă, Carbon Core, uite aici. Carbon Core. Asta s-o furi, s-o pui pe OLX. Curios cât de... A, n-are! N-are. Dar am văzut unele care aveau. E opțiune, probabil. Da, e opțiune. Interesant. Și, uite, are soft close sau n-are? Ia. Ar fi culmea să n-aibă. Are. Ia, joacă-te pe la lumini un pic. Și Din față spre în spate. Din față spre în spate. Și după cum vezi, mașina asta n-are shadow line. E făcută gen elegant, știi? Cu pachet M Sport, cu faruri laser, cu una alta. Faruri laser la care s-a renunțat. La care s-a renunțat, pentru că acum Adaptive LED au pus. Ia. Bine că n-au renunțat la semnalizare. Da. Știi să o pornești? Păi eu și pornesc? Păi hai. Pornește că nu-ți vor funcționa toate chestiile la faruri. Bun. Fază scurtă. Flash. Semnalizare. Ceață. Frumos. Hai și în spate. Știi ce? Ăsta e, cred că e cel mai frumos BMW actual. Adică fără discuție. Mai zic tot. Uite cum... Șase le-aș zice eu, dar nici asta... E un... Oricum, foarte multe BMW-uri moderne sunt frumoase. Uite cum toarce B58-ul ăsta. De aluminiu integral și el. Ia uite. Totul. A, și ce îmi place la ea e ducktail-ul ăsta, așa, știi? Deci, bă, nu o să mai facă BMW mașina așa frumoasă. Spun eu, de acum încolo nu o să mai facă, nu? Eu cred că va mai face. Tu crezi că o să mai facă? E 840i X-Drive M Sport Grand Coupé. Doar motorul ăsta a fost disponibil și cu tracțiune spate pe asta. Și păcat că nu e una cu tracțiune spate, că mi-ar plăcea la nebunie. Și V8-ul? Doar integral. Pe M8 Competition poți să dezactivezi puntea față, dar evident vine doar cu X-Drive. Ia, accelerează pe loc așa un pic. Și joacă-te și la modurile de condus, că s-ar putea să schimbe ceva. Hai în tonalitate. Sport. Sport Plus. Și nu are soft limită. Abia aștept să mergem cu ea. Însă cu această mașină nu vei merge cu sistemele scoase. Asta crezi tu. Asta crezi tu. Hai și capotuța. O opresc? Opresc motorul? Nu, mă opresc, las-o să meargă. Dar cum motorul e cald, mașina a venit spălată. Anvelope, fii atent, chiar sunt curios. Pentru că asta are este Pirelli P0. Fii atent. Mercedes Original Equip. Nu cred așa ceva. Ba da. Filmează că nu-mi dau seama unde MB ce scrie? MOE. Mercedes Original Equipment. Dar trebuie să fie steluța la BMW.
Și nu e? Nu e steluț. Îmi dai seama, au luat anvelopele de pe un de la cu patru ruși, Ford Door Coupe. Dar nu e că uite că mașina pare că e din același, anvelopele par să fie din același an cu mașina. Asta e chiar culmea. Deci Pirelli pe 0 are. Asta Pirelli pe 0 are aia. Tadam. Ia uite-l. Dar uite ce, având în vedere că arita mai capota, e clar că mașina, că motorul e pus fix pe punte. E cam fix la jumate pe punte. B58, injecție directă, turbină twin scroll. E tot ce-i trebuie. Mult aluminiu. Mult aluminiu. Tot de aluminiu, adică. Exact. ZF8 viteze. Arhitectură closed deck. E ce trebuie. Bine, motorul ăsta a mai suferit o revizie, dar asta nu e ăla cu revizie. 340 de cai, 500 Nm, X-Drive și ZF8 HP. Care sunt curios cum merge pe mașina asta, pentru că noi am condus 540, care e aceeași platformă. Asta va merge mai dinamic, pentru că este mai lungă. Mult mai dinamic. Amortizoare adaptive, standard și fii atent, asta are și direcție pe spate. Bă, ia du-te și învârte de volan atunci. Cred că trebuie să o miști un pic, ia să vedem. Să-mi zici dacă... Păi ia, învârte-te în jurul meu. Da. Vino cu amândouă mâinile, că nu am cum. Stai mă puțin că vin. Și trebuie să dai și în stânga și în dreapta, pentru că altfel o să-ți rămână una deschisă, una din ele deschisă. Ia, învârte-te așa în jurul meu, hai. Deschide geamul, scoate cotul pe geam. Ca orice șofer de bine. Orice șofer, asta e opțiune. Opțiune. Șoferul e opțiune. Foarte des întâlnită. Pe geamul din față, popa. Da. Poți să conduci să scoți mâna pe geamul din spate? Nu cred. Nu ajung la pedale. Da, cred că cineva... Cred ia că fă-ți ca unul pentru tine, să văd cum aș avea loc în spate. Da, da, da. Pentru că toată schema la mașina asta este să înlocuiască seria 7-le pentru cei care vor un BMW mare, spațios și sportiv. Da. Da? Ia să vedem. Deci, tot mai se mai duce în față. Se mai duce. Opa, nu știu ce să-ți fac eu să mai crești. Bă, dar ce suport lombar are. Are și Bowers & Wilkins Surround. Deci asta e. Ia, hai, pune-te în mișcare. Da. Se vede? Se vede, da. Știi că destul... Hai că merg pe lângă tine așa. Hai. E destul de confortabil. Să mă plătești pentru acțiunile astea. Și invers, virează invers brusc. Brusc? Da. Hei, PC, te iau la o tură. Ce? Te iau la o tură, PC. Am BMW-ul. Vezi BMW-ul ăla, e al meu. Bă, ce... Deci, astea sunt texte de București. Da, mă, e din melodia lui Spike. A, da? Da. Ia, pune-te în spate, avem cheie cu display. În spate unde? În spatele tău? Da, spatele tău. Păi nu știu ce rost are să mă pun în spatele tău. Deblocare, împinge-ți în sus. La BMW totul e pe împins. Dar știi ce place? Că-ți apar și jantele originale ale mașinii. În poză. Deci dacă o să cumpărați una din America, lovită și reparată și puse alte jante, o să vedeți jantele originale pe cheia asta. Mă, în spatele tău chiar e mult loc. Și e loc și pentru capul meu cu șapcă la limită. Bă, da. Dar uite, dacă aș fi mai înalt și m-aș sta mai țapăn așa. Stai că vreau să văd și eu. Pentru că, sincer, mă așteptam să zici că n-ai loc. Sincer. Am loc jos, dar la cap, uite, e un pic cu cântec. Eu totuși, cu tot cu trapă și cu tot cu plafonul ăsta plonjat, mă așteptam să n-ai. Nu, există, bă, și cupeu de clasă mare, ce ai? Da. În așa ceva ai loc. Calitatea lui BMW. Nu știu, dar parcă BMW e producătorul premium al ultimilor ani. Pe materiale? Și pe calitatea asamblării, cumva, nu știu. Da. Chiar dacă mai vine și Audi din urmă, Mercedes stă prost la capitolul ăsta. Mercedes sunt foarte frumoase, foarte frumoase. Sunt cele mai țipătoare, așa, cele mai care sar în ochi. De exemplu, ecranașul ăsta mic, care încă nu cred că e făcut în România. Ba, s-ar putea să fie. Eclipsează pe cele de la Mercedes care... Astea nu-i cu iDrive 8 făcute în România. Fii atent, are 3 centuri? Are. E 5 locuri mașina asta, chiar dacă ai dita mai consola. Ei, imaginează să stai în centru, să stai... Păi chiar de cele 5 locuri și consolă plină? Nu știu, probabil că e pentru copii ceva. Dar și un copil, dacă îi pui scaun de copil în centru, o să dea cu picioarele în climă. Știi? Nu știu ce cred eu. Nu are în echipare scaune individuale spate. Ca să aibă 4 locuri și având banchetă. Da, n-are, are banchetă, are da. Banchetă, are 5 locuri. Eu vreau să încerc o chestie. Hey, BMW! Executive mode. Nu merge. A, da. Dacă îi pui executive mode, ridică toate geamurile. Perdeluțele.
Nu, a, perdeluțele. Perdeluțele. Dar uite cum stă geamul ăsta așa aici, așa. Parcă puteau să-l integreze altfel, să coboare tot, că arată ca o secure. Arată. Ia. Ăla este din spate. Ia, lasă-le coborâte, totuși, pe ăsta din spate, să avem mai multă lumină la Vreau filmări. Să văd doar... Nu, să știu eu ce vrei să faci. Dar nu merge impulsul cu geamul deschis. Cu ușa deschisă. Cu ușa deschisă, da. Uite, asta vreau să arăt. Păi nu așa, popa. Dar cum? Vezi? Geamul jos, perdeluța sus. Dă-i perdeaua sus. Nu merge. Băi, nu la ușa cealaltă, mă. A. Vezi? Nu merge. Păi normal că nu merge. Asta e o chestie care trebuie să o revizuiască BMW. Ei, nu o să mai facă multe mașini de genul ăsta. Deci nu, nu-ți imagina. Bun. Praguri M. Acum totul e M la BMW. Pe nu unele piețe luxuri, nici... confort și cum aveau? Știi că pe Z4 nu mai există variantă non-M. Adică poți să-ți iei 20i, 184 de cai cu pachet M din standard. Nu mai. Mă rog. Iar la asta au făcut facelift acum și au schimbat grila. I-au făcut-o iluminată. În rest, e aceeași mașină. Let's go for a drive. Hai să mergem la un drive. Cum se par scaunele? Bă, poziția este mișto și pentru pasager și pentru șofer, dar un pic cam tare spătarul. Spătarul, da. Asta foarte nu... bizară chestie. Adică te așteptai să fie șezutul e ok. El pare moale. Dar... Auzi? Asta e manual? Da. Mm. Hai, variantă sport. Ți-l reglești tu manual. Da. Știi că vezi bine în oglinzile astea... Binișor. Asta din dreapta e cam... Merge. Da, dar vezi ambele mânere și vezi și în depărtare. Mergea pusă un pic mai în spate. Ia fi atent. Rip butoanele. Uite, proprietarul n-a alocat niciunul, nicio scurtătură. Și poate să-și aloce Apple CarPlay dacă vrea. Așa, ia să vedem câte chestii are. Are asistentul de marșarier. Fii atent. Asta e cea mai tare chestie. Știu. Ne plimbă pe unde am venit. Ia. 50 de metri. Dar vrei să știi ceva? Am încercat o chestie. Te plimbă în cer, cum ai mers tu cu ea. Am încercat o chestie. E anulată că mergea prea tare. Și nu poți să ai vedere 3D. Prevedere 3D. Cu jantele mașinii. Și cu culoarea mașinii și cu jantele mașinii. Dar zici că sunt aripile revopsite. O să fie la un moment dat. Am încercat chestia asta cu reversing assistant. Am scos... De la iDrivers, de la prietenii mei din București. Deci, fii atent, la ei e foarte, foarte strâmtă ieșirea din, știi? Am ieșit dintr-o bucată și în spate n-am mai putut să mai intru. Cu tot cu asistentul ăsta de mașarier. Deci, vreo câțiva centimetri au lipsit să poată să facă chestia asta. Ia și are gesture. Scurez dacă are. Mergem la setări, car. Setări. Da, setări generală sau la display-uri. Display-uri. Mă rog, cred că are. Are. Cum să nu aibă. Gesture control, da. Bun. iDrive 7, Apple CarPlay, Android Auto și cred că are și Amazon Alexa, tot felul de Skype for Business, lap timer și drive recorder. Are, de-aș cheamă în standard. Da. Da? Da. Foarte tare. Uite, înregistrări salvate. Nici o înregistrare salvată. Și poți să-i dai rec și mașina înregistrează pentru tine. Știi? Ia vezi cu ce consum a venit și hai să mergem. A venit cu 18 ceva. Știi că și cealaltă, 540 ăla tot. A venit 18.2. Cu cifre de astea mari. Foarte interesant că BMW, vezi, pe motorul ăsta n-au pus nimic. Dezactivare cilindrii. Deci are și Valvetronic și Vanos, mi se pare. Da, dar ce trebuie să ții minte este că motorul, dacă mergi liniștit cu el la 90-100, o să-ți consume puțin. Mi-a venit cu Supra, consum de 9. Bun, acum e pe Eco Pro. Hai să dăm o tură. La fel ca BMW-urile de la iDrive 7 în sus, tabloul de bord nu mai îmi place așa mult, măcar acum e mai configurabil decât la iDrive 7. Ăsta e 7-le. Ai resetat consumul, ce? Stai puțin, mergem pe confort să poți să resetezi consumul, că la asta nu... Dacă mergi liniștit cu ea, scoți un 12, să spun eu. Păi da, de ce poți să-și pe 21 de grade? Lasă-o pe 22. Te crește prea tare. Informații călătorie, date călătorie, așa... Începerea deplasării. Așa, și cum îi dai resetări. Resetare în mod individual. Așa, gata. Pe ploaie, mergem cu BMW-ul pe ploaie.
cu sistemele activate. Momentan. Potolește-te. Suntem pe confort. Și, oh, se simte direcția integrală instant. Se simte. Și pe confort, așa ar trebui să fie direcția. Pe sport se întărește artificial și prost. Dar uite cum virează nebunia. Spatele, vezi? Cum da. Se simte. Se simte, să știi. Un pic artificial, dar nu, nu e rău. Și pe confort, mașina nu-ți retrogradează să... Ia uite ce... Ce virează pentru o mașină de 3 metri, știi? Păi de asta sunt și... implementate sistemele astea. Bine, ele există de mult, cred că prin anii 80 au apărut prima dată. De ce? De... Mașinile la care le virează spatele. Da, dar nu mai țin minte exact pe ce a apărut prima dată. Dar pe confort, pe manual. Fuge! Fuge și ieși! Bună asta, bună! Dar e și silențioasă. Ea, teoretic, face 104,9 secunde și prinde 250, adică, sincer să fiu, n-ai nevoie de mai mult. Pedala de frână e bună și poziția la volan, că asta se bate, nu se bate, asta e făcută pe seria 5, că de asta n-au pus M860i pe ea, V12, știi, că n-are capota aia lungă de pe șeptar și au modificat o platformă de 5 ar, de asta împarte motorul M8-ul cu M5-ul, același motoare, aceleași cutii, aceleași multe chestii, inclusiv jante, însă poziția la volan în asta e mult mai bună decât în 5 ar. Mult, mult mai bună. Mașina întreagă, mai joasă, mai te afunzi da. Mai mult în ea și stai mișto în ea. Oricum, BMW este imbatabil. Te întreb de ce și lumea, de ce și ea lumea seria 6, X6 care costă cât asta? Nu, de ce și au oamenii BMW-uri în general și vei găsi răspunsul după ce ai mers în orice model? Păi nu, da, acum... Nu, uite, 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 de la Târnava Mare, TR. Dar e și confortabilă, știi? Nu e rea. Volanul tot gros e, padelele tot depărtate sunt. Schimbătorul ăsta Crafted Clarity din sticlă, opțional, și el costă câteva sute de euro. Dă bine așa, știi? Aici avem lemn cu ceva lac pe el și piano black. Oricum, dacă aveți piano black, puneți-i folie, dacă vreți să mai... Da, uite, la, să știi că per total e o mașină foarte bine făcută. Adică, nu cred că e ușor să faci toate chestiile astea atât de exotice și să le și asamblezi perfect. Da. Bă, nu, e mașină tot pe de drum confort? Lung. Da, tot pe confort. Îmi zici când să-i dau pe sport, că eu nu mă deranjează să merg cu ea pe confort, crede-mă. Și la adaptiv ce ne faci aici? La adaptiv în funcție de modurile de condus. Eco Pro, individual, știi standard. Ce? Și confortul e standard, practic. Da, are confort plus asta. Poți să dezactivezi tu setările, sistemele de asistență, configurare. Păi nu, nu, că nu, da. Fii atent la drum totuși. Avertizare de cedare a trecerii, schimbarea benzii, avertizare la părăsirea benzii, tot felul de avertizări. Știi, și e mișto că le poți dezactiva de aici, pe toate, dacă chiar vrei. Acum, hai să zicem pe individual. Într-adevăr, spătarul ăsta, chiar și cu lombarul la minim. E foarte ciudat, vezi? Da. Așa, scaunele sunt bune, materialele sunt ok, scaunul germanic de tare, așa. Merge frumușel. Să știi. Cu asta dacă... Bine, poți să-ți 840 diesel, dar de ce ți-ai luat 840 diesel, știi? Ca să fii român adevărat. Da. Bă, și oricum, asta e mult peste seria 5 la cum se conduce. Ai, nu pot fi comparate. Niciun mult. Iar direcția aia spate chiar face minuni. Problema e că face prea multe minuni. Poate că n-ai vrea să vireze atât de rapid, știi? Are direcția electrică progresivă, le are pe toate. Are și Bowser Wilkins-ul, care e demențial. Uite cât de mic e parbrizul pe lângă. Vezi ce scund e. Dar de... De ce-și mai ia lumea X6 când există mașina asta? Adică la aceeași bani. Pentru că din X6 vezi lumea de sus. Și... Sau vezi restul lumii de sus. Și din seria 8 vezi restul lumii mai bine. Nu știu. De din asta... Teoretic, cei care își permit una dintre ele ar trebui să-și o permite și pe cealaltă. Și una să o ai de anumite deplasări, altele de celălalt fel de deplasări. E foarte ciudată senzația să mergi cu un BMW atât de mare, știi, și să el să fie atât de manevrabil și atât de confortabil, în ciuda jantelor imense cu talon mic. Dar uite că le iese și consumul până acum e 11. Până acum? Până acum. Da. 18.000 de km are mașina. Adevărul e că n-avea cum să aibă 180.000, dar se vede că e nouă și întreținută, știi? Și văzuși că anvelopele au protecție la jantă, fiind mari, să nu le zgârii, au anvelope din alea cu ieșire în exterior,
ca să nu zgâri jantele. S-au gândit și ei. Știu și ei cine conduce mașina asta. Uite pe confort. Ce... Bă, papa. Nu are mâneri. Și are în spate. Da, are în spate. Are în spate, da. Are în spate. Bă, bine că i-au pus în spate, știi? Că la Tesla n-ai nicăieri. La Tesla chiar n-ai nicăieri. Cheia se încarcă de la wireless charger. Singurul lucru pe care l-aș încheia, l-aș încărca la wireless charger. Fii atent aici. Ia, mă. Uite, îți alegi încălzire sau ventilație sau amândouă în același timp. Pe bune? Da. Poate să-ți sufle aer cald. Sau aer mediu. Păi nu merge, uite. Cum nu? Ba da. Lasă de un pic de căldură și un pic de ventilație. Un pic de ventilație, știi? Adică să-ți încălzească ouțele, dar să nu-ți transpire. Adică uite, cam greu. Mihai Popescu versus climatizarea la BMW. Aer proaspăt, știi? Drumuri din România versus butoane prea mici. E să vedem. I'm cold. Nu, a, e limba română, mă, de-aia nu vrea, mă. Nu știe BMW limba română. Deși românii știu limba BMW. Etierele și ele pot fi reglabile. Pune mâinile pe volan. Gata, acum. Altceva. Băi, eu m-aș vedea cu una din astea. Păi eu ce zic? Ce te bat la cap? Fă un efort. Dar văzuși că n-a pus să-i, instinctul să-i dau ca animalul până acum? Păi chiar te-aș sfătui să... Nu știu, deci nu e genul de mașină să o alergi. Nu că nu poate. Nu poate. Dar e mișto așa să te plimbi cu o mașină ca asta, știi? Deci uite, asta... să admiri frumusețile României. Da, uite. Toate rasele. A, căinii sunt nevinovați. Da, așa este. Bă, am fost... Uite, da. De exemplu, aici X6-le te zăpăcește. Da. Asta nu. Ia să o dai pe sport la întoarcere. Dar fără să-mi scoți sistemele că plouă. Fără sistem. Sport Plus. De fapt, știi ce? Ia fii atent. Amortizare Sport, direcție pe confort. Direcția Sport la BMW e urâtă. Motor Sport, transmisie Sport. Asta e. Bun. Da. Lasă-ți așa. Pe Sport individual. Da. Pe manual. Sunet în boxe. Da. Wow, wow. Dar n-ai nicio treabă cu ea. Adică zici că ești ăla din Transporter cu audio. Așa te simți aici. Și vezi că nu e rigidă nici pe... Vezi? Tot lofty, da, așa e. Are un... Își păstrează un pic gradul de confort. Dar știi ce vreau să zic? E ridicolă chestia asta cu sunetul în boxe când afară nu-l auzi. Îl auzi și din afară, da. Filtrul de particule, alea. Lasă-mă aici. Acum, da. Cutia răspunde destul de rapid, să știi. Asta e... Popa, ești în localitate, totuși. Sunt în BMW, nu sunt în localitate. Ia, face bărboluri. Bine, nu prea auzi de sunetul din boxe, știi, da. Pops and crackles and și alte chestii. Păi, dacă vrei să mai mergi mult așa, o să ne întoarcem cu consum de 25%. Da, dar are plinul făcut. Bă, dar uite ce bine schimbă cutia. Păcat că nu spatelele unde trebuie. Pe unde sunt? În spatele volanului. Sunt, dar nu sunt unde ar trebui să fie. Păi nu din cauza patelelor. Știi ce poți să faci? Să-ți configurezi profilul la asta și dacă se strică și îți dă una de schimb, îți bagi profilul tău prin profilul. Cloud. Da, și ai toate setările de scaune și toate alea. Scaune, climă, radio, din mașina ta. Dar nu știu dacă a folosit cineva vreodată setarea asta. Bă, dar numai BMW-uri, văzuși? Pe drumul ăsta. Nu sunt mai încet, totuși. Dar mergem încet. Doar se aude tare. Noi nu mergem tare acum. Pentru drumul ăsta mergem tare și pentru condițiile meteo. Vrei să știi ceva? Cu toate că direcția e cam moartă, pe confort e mai bună și toate astea îți dă un pic de încredere, știi? Chiar îți dă. Pentru că suspensia e foarte bine pusă la punct chiar și pentru jantele astea de... Are la număr Peugeot. Asta e o nemuritoare. Știi că Opel Astra G a făcut anul ăsta 25 de ani? Mai merge încă 25. Băi, dar pe bune. Cu puțin tratament antirugină mai merge 25. Mai merge, da. Primele a apărut în 1998. Opel Astra G.
Bine, nu știu câte mai găsești din 98, dar totuși, n-arată rău pentru anii ei, știi? Bine, știi că s-au mai făcut pormă în Polonia. Da, până în 2010. Exact. Deci oricum a avut o carieră destul de mare, de vreo 12 ani, da. Pentru o mașină e mult. Oricum, știi cine mai are, știi cine se apropie de 10 ani? Passatul acum. Păi, nu, Passatul are 2005-2022, are 17 ani. Care bă, 2005-2022? Păi e ce e schimbat de la B6 până la B8? Păi nu, e altă, doar B6 și B7 este aceeași platformă, B8-ul e altă platformă. Mă rog, că-ți spun eu. Deci, 2014... Wow, wow, wow! Da, are un puțin de turbo lag, intercoolerul e integrat în admisie, tocmai ca să fie aerul mai rece și traseul să fie mai scurt. Ce vrei să faci? Să ecolez toate gropile astea mari și să mă duc, că ăsta n-are niciun... Oh, oh, Passatul. Păi, ce cuvinte să știi și tu? Tu dacă vezi un câine în față, zici Passatul. Dar totuși, e frumoasă. E o experiență mișto. Și eu am mers cu un 850i facelift Grand Coupe, știi? Și ăla e monstru. Dacă asta e... Dar vrei să știi ceva? Asta are un caracter ceva mai docil, așa, știi? Nu e Dumnezeu pe pământ cum era aia. Dar asta e mai plăcut așa la mers. E și un pic mai ușor. Da? Asta e singura sub 2 tone. Cred că și 840 de euro, dar asta are o tonă 850. Păi nu găsește electrică în versiunea de bază care să aibă sub o tonă 850, știi? Ți-o taie. Lasă-mă așa un pic. Papa, de ce vrei să faci? Este și trafic, este și în timpul săptămânii. Și așa tocmai mai... că ăsta e drum circulat în weekend când se duc ăștia la țară. Ăsta nu este... Dar nu, că nu... Doar așa un pic, știi? Pleacă imediat, îți dai seama. Om trei și om vedea. Știi? E... Ui! Ha! Bă, da, auzi? Ha? Sub viră? Da, sub viră la început? Așa e! Foarte bizar. Da, foarte bizar. Sub viră la început și după aia, știi, dădui eu șpârcul ca să se ducă. Dar și eu mă mirai, știi? Eram, bă, să-i dau mă sau să nu-i dau? Bine, Pirelli. Pirelli, da. Nu sunt cele mai... Dar cauciucuri sportive. Culmea, ele sunt proaste când se încing, dar acum n-au ce să încingă la ele. Bă, mi s-a părut invers, că sunt bune când se încing. Dar nu mi-aș lua. Nu mi-aș mai lua. Nu. Pirelli nici eu. Trebuie să o... Ea nu vrea să plece, chiar și cu sistemele open. Nu vrea să plece, X-Drive-ul ăsta funcționează bine. Trebuie să o bruschezi și acum pe ploaie. Focuși, mă, o trecuși pe confort? Da. Da, da, să știi că rămâne... În individual, știi? Nu, mă, nu, rămâne... Ce vrei să faci în mijlocul străzii? Da, foarte, foarte brutală plecarea, aproape la nivel de mașină electrică. Da, plecarea brutală, brută. Grav. Și după aia totul urcă lin. 6 cilindri ăsta echilibrat bine, urcă lin. Și e un motor foarte elastic, foarte versatil și foarte ușor modificabil. Poți să-l duci în 500 de cai fără nicio problemă pe ăsta. Bă, dar n-ai treabă cu ea, mă. Bă, bă, ce? Ar fi fost culmea să ai deci treabă. E sigură, să știi. M-a surprins plăcut. M-a surprins plăcut. Și rapidă, dar îți dă și sentimentul ăla de mașină sigură. Da. Da, că ai o Skoda în față. Și lasă Skoda în față, dar tu nu-ți dai seama cât de silențioasă e mașina. Dar poți să scoți sunetul ăsta din boxe? Bă, teoretic se poate, dar nu mai știu cum. E inutil. Ha, mod silențios nu este posibil. Adică, eu nu l-aș vrea. Sincer, oricum cu el, dacă nu l-ai avea, chiar s-ar auzi discret, să știi. Treci-o pe confort, că nu se mai aude. Ia două pe confort, așa. Ah, și aici. Păi nu, treci tu la volan. Nu, merg, nu. Nu vrei? Nu. Bine. Vreau să, ce zici, întoarce? Eu zic că nu întoarce. Eu zic că întoarce fără probleme. Niciun BMW din ăsta n-a întors. Fără probleme, direcție integrală, boss. Gândește-te că ăsta are apartamentul mai mare decât X6-le. Ia, unde-s camerele? Dă-i în marșarier. Dă-i în marșarier, că nu întoarce. Niciun BMW nu întoarce. Da, mă, da. Manevrabilitatea aia lor e... Are ceva, mă înțelegi? Reglajele suspensiei, reglajele mașinii.
vrei să fie dinamică, nu, ai, nu vei avea rază de bracaj scurt. Cu toate care direcția progresivă, știi, care virez puțin. Bă, lasă-mă. Bună idee. Bă, da, da, a văzut și o mare direcție progresivă. Da. N-ai niciun stres cu ea. Eu chiar sunt curios ce consum o să scoatem. 25 îți spune acum. Eu spun că scoate sub 15. Ce sub 15? Sub 15, ascultă-vă ce spun eu. Bă, bă, ai scos 18 cu seria 5. Bă, dar ce, ce frumos se aude acum, vezi? Da. Da, lasă-o mai încet. Și frâne are, uite. Are, are. Are și frâne. Mai știi pe aia, aia care frânează dreapta nu e obligatoriu să o ia înainte, poate să iasă și la stânga. Păi exact. Bă, dar ce, ce bestie, deci cu motorul ăsta, am condus Z4, am condus X5, am condus o grămadă. Supra. Supra. Și lasă Supra, că aia e Toyota, da? Da, cu motorul ăsta. Aia, aia de condus e tot BMW. Tot BMW. Dar, bă, dintre toate BMW-urile cu motorul ăsta, asta merge cel mai bine. Asta merge cel mai bine. Știu? Fără discuție. O ajută aerodinamic, e și joasă. Linia coborâtă e aerodinamică. Faptul că e lungă. Sunt niște împărțele ale greutăților, ale masei în sine pe, pe carosabil, pe punctele de sprijin. Da, uite pe pământul aici, deci aici alunești de te duci. Păi. Noi nu ar trebui să mergem pe traseul ăsta tare la prima, din prima, așa, știi? Pentru că mai ales după ploi, după se aduce de sus aluviuni și intri într-un viraj din ăsta și hop, te pomenești cu nisipul. Da, da, vrei să știi ceva? Asta oricum are prea multă aderență, adică trebuie să o, poți să mergi tu tare, poți să, dar trebuie să o bruschezi ca să scoți ceva din ea, știi? Și oricum când vrea să plece, are X-Drive, vrea să o corecteze singură și tu ca reflex e să o corectezi tu. Și atunci corectați amândoi și nu mai pleacă, știi? Trebuie să, trebuie să ai încredere în, în tine, să o bruschezi și după aia poate să plece, da. Na. Una, suntem pe cameră și doi, nu-i mașina noastră, știi? Tocmai că e pe cameră, toate lucrurile tâmpite se întâmplă pe cameră, știi? Când, uite, bă, că fără mâini, merg pe bicicletă fără mâini, uite, merg, n-am dinți acum, știi? Așa ai făcut. Nu, dar erai cu rolele, știu. Da, cu rolele. Care a fost ultimul an care nu am mai avut patru cifre diferite? 2019. Până în 2000, mulți ani de acum încolo, până în 2301, nu o să mai fie niciun an cu două, cu trei, patru cifre diferite. Cred. Sau cred că greșesc eu. Oricât de interesante ar fi mașinile astea și oricât de multe vizualizări ai face tu cu ele, îmi place și mie să mergem cu ele, dar mă lasă rece. Știi de ce? Sunt, eu sunt un român obișnuit care nu și-o, nu și-o va putea permite decât peste 15 ani, nici atunci poate. Și e o bucurie scurtă. Plecând dacă facem un circ cu frorablă, aia e o bucurie lungă. O bucurie lungă. Bă, da, s-a stricat iar. Bă, ce are, bă, podul ăsta, bă? Bă, bă, e bântuit, mă. Păi ce, m-a fost reparat? Păi, bă, săptămâna trecută când am venit, nu era groapa aia de acolo, de pe partea ailaltă. Știi că stau acum să mă uit la fiecare dată când vin în Craiova, o dată la două săptămâni, să stau să văd dacă mai apărut gropne pe podul ăsta. A apărut gropne pe podul ăsta. Da. Uhuu! Bă, da, ce frumos se aude sus în ture. Cu toate că pare un pic... Dar apropo, de ce mergem în continuare cu sistemele scoase? Aaa, de ce nu? De ce nu? Why not? Vorba aia. Vorba, vorba chinezului. Why not? Care chinez? Care toți. Bă, care? Dar apropo, am văzut o chestie. Ia. Există niște mașini chineze. Merge banda. Merge popa, că e ca Passatul. La mine totul merge. Da. Am văzut niște mașini chinezești peste care au fost urcat un tank. Așa. Erau Volvo-uri de la chinezești. Nu, 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 erau niște mașini chinezești de clasă mică care susțineau un tank. Tankul fusese pus pe niște platforme pe ele. Aha. Păi și cât, câte mașini susțineau un tank? 4 mașini. Nu erau. Păi cât are un tank? 35 de tone. 7 tone tank. E mult. Păi. E mult. Vezi cu Renault, vezi cu Renault. Și are, mă, ți-e frică de Renault-uri. Da. Zici, Passatul, Passatul și vezi cu Renault. Cum era poezia aia, că-mi place maxim? Uite, chiar, bouă cu Renault. Nu, nu, mă, nu, nu e vacă cum e. Bouă nu e mașină care e nouă. Bun,
Ui! Bă, dar merge bine. Ce? Bă, pompa chiar merge, să știi. Surprinzător. Și am mai mers, am dat în pădure cu 850 ăla, dar mi-a plăcut așa mult. Fac cum e asta, știi de ce? Mult mai ușor asta. Păi greutatea e tot. Adică are destul de multă putere cât să-ți... Vezi, bă, ce fuge, două dracu, că până la urmă... Ba, o filmași? O prinsă? Logic o filmai. Ce tare. Bă, ce frumos fuge. Așa că la episodul ăsta împărțim bani. Da. Nu. Ia uite. Bă, da, ia fii atent aici. Plouă, da? Da. Când e soare, nu e parcarea plină. E goală. Ce dracu e acum venirea oamenii în parcare? Dar de unde vrei să știu eu? Ce, e vreo sărbătoare astăzi? Dar de unde vrei să știu eu? Cred că este ora 4, s-a terminat programul. Vezi că ai mașină, mașină? Cum a covăzui? Perioada atâta. Așa. Trage acolo în spatele la Ford și facem cu pomii, așa? Da, facem cu pomii. Cred că oamenii ieșire de la program și venire la pacient să se bălăcească. La ce, mă, la piscină, pe ploaie, pe 10 grade? Păi e închis, bă, e încălzit, bă, țărane, bă. E încălzită, mă? Bă, țărane, bă, ce crezi mai la terme aveți voi așa ceva? Mă scuz, eu n-am fost niciodată la terme. Aici este la fel ca la terme, aproape. Da? Eu credeam că e doar piscină deschisă, open source. Însă, ce este aici o chestie ce nu este la terme. Ce? Aici se intră cu un fel de legitimație de la partid. Nu cred. Ba da. E un zvon așa, că zic că bugetarea ar intra cu o listă, că e scumpă intrarea, nu e ieftină. Cât? 50 de lei? Păi... Pe pentru copii, Craiova, da. 2-3 copii, dacă mergem noi 2, 1 milion. Cu copilul e mai altfel. E prea lungă ca să încapă pe 4 locuri de parcă. Trebuie 6. 5 metri 100, bă, jos pălăria. Oricum, bauri de multe de bine. Avem consum peste 20. N-avem, avem 16. Hai să vedem. Ia. 18. Exact cât ai scos și la aia. Bă, ce tare! Ce cu aici? Același motor? De la același producător? Culmea! Același stil de mers? Da. Bă, dar ce frumos fuge de cur. Deci, vă zici că... Mamă. Bă, marca asta știe să facă mașini de adevărat. Care le face și elegante, și plăcute. Și când vrei să le pilotezi, ai ce pilota. E o realitate. De asta și costă cât costă. De asta au și mentenanța pe măsură. Eu am fost și sunt cel mai mare critic al BMW-urilor prezente. Iar eu al cărei mărci? Da, tuturor. Toyota, Renault, toate care... Eu să știi la ce sunt eu critic? La lucrurile care nu sunt vândute la prețul corect. Asta face 130.000 de euro. Cât e asta? Cam atât. Face. Face. Arată bombă, merge bine, performanțe, dotări frumoasă, ce vrei. Da. Dar sunt altele care nu... Ce merge bani? Dar sunt altele care nu ce? Care? Știi tu. Bă, să vă la prețul corect. Bă, postul de conducere bun, vizibilitatea, n-a avut să nimic în... Da, direcția, dacă ții pe confort. Sincer, vreau să mai dau tot. Aș mai da un driftache cu ea. Da, numai, că e mașina omului și... Da. Nu uitați, costume de la BKS Craiova. Susținem producătorii locali din 1997. Nuntă, botez, naș, mire, ce vreți voi, costum, business, costum, business, office, elegant, frumos, BKS în Craiova, centru vechi, pe site sau la Severin Shopping Center. Le mulțumim pentru mașină, chiar o surpriză plăcută, pentru că eu astăzi veneam la Craiova și n-aveam niciun chef să filmez nimica. Și uite, am un 800, da, boss, cum să nu? Cum să nu? Ah, ce mașină, ce mașinuță, da. Și poezia de final? Abonați-vă la AutoMasterChef cu Mihai Popescu. El astăzi stătea acasă și era ploaie și n-avea nicio obligație. El se duce acum să facă live-ul cu domnul Păun. Cu domnul Păun. El n-avea nicio obligație să vină să filmeze cu mine în ploaie, dar uite că e băiat bun și filmează. Și dacă vreți să filmăm în continuare împreună pe ambele canale, trebuie să vă abonați la ambele și să activați clopoțelul și dacă vă binevoiește inimioara să dați și un like la fiecare clip. Gata. Mă duc să... Zici și tu ceva. Mie dați-mi un like la pagina de Facebook. Facebook AutoMasterChef. Și Facebook mașini cu Luci Popa, că mi-am făcut și eu am 600 de followeri. Tu ai 7000. Hai. Ne vedem cu bine. Bye bye. Vum vum.